Din primele cercetări efectuate de anchetatorii care investigează accidentul de acum două zile de la Saru, reiese faptul că șoferul tirului care a produs carnajul circula cu 88 de km pe oră, deși viteza era limitată în zonă la 70 de km pe oră. Polițiștii au confirmat faptul că acesta nu mai avea permis, documentul fiindu-i reținut în cursul dimineții pentru neacordare de prioritate. În plus, șoferul circula pe banda a doua și nu pe prima, așa cum prevede legislația rutieră. Șeful Inspectoratului Teritorial pentru Controlul Traficului Rutier Oltenia, Mihai Braneț, a declarat că în ultima lună, în care a lucrat doar 18 zile, șoferul fusese sancționat contravențional de 11 ori pentru nerespectarea timpilor de odihnă. Din acest motiv, firma angajatoare a fost amendată cu 12.000 de lei. Braneț a mai susținut că anvelopa care se presupune că a făcut explozie era reeșapată, cu risc crescut de explozie. Legislația nu interzice folosirea acestor cauciucuri, dar producătorii recomandă montarea lor pe spate, tocmai pentru a se evita producerea de astfel de tragedii. Resturile mașinilor implicate în accident au fost ridicate pentru expertizare în vederea testării stării tehnice. În urma tragicului accident, cinci persoane, printre care patru membri ai aceleiași familii, au murit pe loc sau la scurt timp. Șoferul care a provocat accidentul a suferit răni minore care nu au necesitat internarea.